Salutare, salutare! În episodul de astăzi vreau să discutăm despre cum poți tu să-ți faci un upgrade în viața ta începând chiar de acum. Sau cum poți începe să devii cea mai bună versiunea ta cu anumite sfaturi și idei, 5 la număr, pe care le poți aplica imediat și îți garantez eu că dacă te ții de ele, dacă le aplici, lucrurile o să se schimbe radical. Din toate punctele de vedere. Și dacă vrei să mergem mai departe, îți recomand să te abonezi la canalul nostru pentru că urmează o mulțime de informații extrem de interesante și mai ales utile pentru business-ul tău și pentru viața ta personală. De ce nu? Și dacă tot discutăm despre antreprenoriat și succes și bani, la numărul 1 îți recomand să ții sub control partea asta financiară. Știm câte bătăi de cap, stres și neopțiuni dormite ne dau banii sau numărul lor sau lipsa acestora. Știm că lunar avem de plătit chirii, taxe, utilități, leasing-uri, asigurări, cumpărături și o mulțime de alte lucruri care sunt cheltuieli sau investiții. Și partea asta de digitalizare, din păcate, sau din fericire, ne face să scoatem mai ușor mai mulți bani din portofel, pentru că, da, plata online prin card crește de la an la an și, practic, nu simți acea durere ca și când ai banii cash. Aici ar trebui să fim super atenți la ce achiziții facem din acest punct de vedere, pentru că, de multe ori, dat de impuls sau anumite lucruri de campanii, de a atrage atenția și tindem să facem achiziții de produse de care nu avem nevoie. Nici în viața personală, dar nici în cea profesională. Și aici ar trebui să ții cont de câteva aspecte. Și ce ar mai trebui să faci aici, să faci o prioritate la cumpărături și la plăți în ordinea importanței. Bă, sunt câteva lucruri de care ai nevoie în viață. Nu știu, trebuie să plătești chiria, leasing-ul, asigurări. Sunt niște lucruri care sunt importante și prioritate și ar trebui să, nu știu, ar trebui, din punctul meu de vedere, și ratele să le plătești la timp. Chiar dacă tu ai un termen de 15, 20, 30 de zile, ideea este că dacă tu te obișnuiești să jonglezi cu aceste sume pe care tu le datorezi, la final de câteva luni nu o să fii cel mai fericit, pentru că îți faci un obicei mai puțin corect din punctul meu de vedere. Și, de exemplu, noi și eu personal și în companie plătim facturile cât se poate de repede, chiar în ziua în care a venit sau în 2-3 zile, cât se poate de rapid, pentru că oricum suma respectivă trebuie să o plătești și altfel nu, pentru că te obișnuiești, te bazezi pe o sumă de bani, ești acolo psihic pregătit cumva că ai banii respectivi sau ai mai mulți bani decât crezi că ai, pentru că nu i-ai dat când trebuia, unde trebuia, și lucrurile nu o să meargă într-o direcție ok pe termen lung. Acum, tu poți să auzi aceste informații, sfaturi, poți să ții cont de ele sau să nu ții, este strict decizia ta. Eu practic vin cu câteva sfaturi, idei pe care eu împreună cu colegii și partenerii le povestim, pentru că este ok să împărtășești lucrurile bune și obiceiurile care te ajută să te dezvolți personal, lucru care se reflectă 100% și în business-ul tău, bineînțeles. Tot aici la partea financiară îți recomand să notezi cheltuielile și să te gândești la metode de a le reduce, mai ales în această perioadă când sunt situațiile așa cum sunt. Pune pe o foaie toate cheltuielile pe care le-ai făcut la final de lună, dar absolut tot dacă se poate, și în viața personală și în cea profesională, și vezi care au fost cheltuieli sau investiții sau de ce ai avut nevoie sau ce bugete, ce, câți bani s-au dus pe lucruri care, de care nu ai nevoie și nu o să le folosești mai mult de 2-3 ori. Pe urmă, ar fi ok să îți faci o planificare la început de lună pentru anumite cumpărături, anumite cheltuieli și nu în ultimul rând partea asta de economie. Mă, știu că pentru unii este mult, pentru alții este puțin, 10% sau depinde cât este acel procent de 10%, dar să fim serioși, avem anumite hobby-uri sau ne place să mergem în vacanță și avem nevoie de bani periodic pentru anumite situații care mai pot să apară din când în când, pentru că apar și lucruri neprevăzute. Și dacă nu avem acolo puțin capital pus deoparte, o să fie destul de neplăcut din punctul meu de vedere. Acum, nu știu, poți să-mi lași un comentariu cu părerea ta sau cu ce alte metode ai din acest punct de vedere sau ce recomandări ai pentru partea asta financiară, ce ai vrea să faci sau care sunt provocările pe care tu le ai acolo și promit să vin cu soluții dacă mă pricep, bineînțeles. La numărul 2, dacă tot discutăm despre dezvoltare personală și profesională, îți recomand să-ți faci o rutină de seară sau de noapte. Acum, de noaptea, noaptea, în mod normal, trebuie să dormi. Ideea este să dormi cât se poate de bine. Eu recunosc, nu sunt cel mai mare fan al somnului, nu că nu aș vrea, doar că eu mă trezesc noaptea și dorm foarte puțin, nu că aș avea nevoie de mai multe ore. Așa funcționez eu, cu toții suntem diferiți și, practic, ce este ok este să identifici mai multe lucruri, să afli
ce ai putea testa și să vezi ce funcționează cel mai bine pentru tine. Nu este o rețetă universal valabilă nici în viața personală, nici în cea profesională. De aceea ne cultivăm, ne dezvoltăm, să vedem ce am putea lua ce e mai bine de la toată lumea și ce se potrivește și ce putem să reproducem într-un mod cât mai simplu, fără să simțim așa că este foarte greu de implementat lucrul respectiv. Iar eu iubesc tehnologia, dezvoltăm tehnologie, sunt zi de zi în acest mediu, dar încerc să fiu cât mai eficient și să nu uit de obiectivele pe care le am, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, așa că seara tu poți să te uiți la televizor, poți să te uiți la Netflix, poți să te uiți la absolut ce vrei tu, atâta timp cât tu ești fericit cu ce se întâmplă acolo, dar dacă acest obicei de seară merge într-o direcție cu obiectivele tale, este și mai ok. Bă, nu, uneori, da, într-adevăr, trebuie să mai faci o pauză și o să discutăm despre asta. Dar hai să spun ce ai putea să faci seara pentru dezvoltarea ta. Adică ai putea să începi să citești. S-ar putea să adormi mai rapid și mai sănătos, pentru că știi, seara înainte de culcare, cu o jumătate de oră, chiar o oră, ar fi recomandat să nu stai pe telefon sau să nu stai la ecrane. Acum, este destul de dificil. Poți să stai cât mai puțin, să te asiguri că lucrurile sunt ok din acest punct de vedere, te uiți puțin peste rapoarte, mai dai așa cu ochii o geană aici colo pe competiție, te mai uiți la noutățile din industrie, pentru că altfel s-ar putea să rămâi în urmă, te mai uiți ce fac partenerii tăi, mai trimiți un e-mail, mai o felicitare, o mulțumire, dar câteva lucruri așa de bun simț le-aș numi eu. Și neapărat să citești și din cărți, să citești altceva decât strict lucruri care țin 100% de business-ul tău. Poți să citești lucruri conexe pentru că te vor ajuta să vezi mai bine lucrurile din mai multe unghiuri, din mai multe puncte de vedere și, da, să eviți mâncarea și băutura. Pentru că nu este ok. De ce? Pentru că se digeră, începe un proces de digestie, chiar dacă mănânci ceva light, chiar dacă bei alcool, începe procesul de digestie, o să spui că o să dormi mai bine, nu o să dormi mai bine. Sau testează și lasă-mi un comentariu, bineînțeles. La numărul 3 îți recomand să profiți de fiecare zi de 1 a lunii. Îți amintești că la începutul anului ai început așa foarte energic, foarte pus pe acțiune, cu obiective multe, cu planuri, ce o să faci, cum o să faci, ce o să se întâmple. Pe plan personal o să slăbești, o să ai viața sănătoasă, pe plan profesional o să crești numărul de produse, vânzări, campanii și o mulțime de lucruri care țin sau nu țin de propria persoană. Dar motivația asta scade pe zi ce trece, mai ales dacă nu ne facem, un mod de viață, un obicei de a trăi din a face lucruri mărunte, care, bineînțeles, să aducă un rezultat mai mare. Așa că recomandarea ar fi ca la început de lună să-ți faci planul pentru ce urmează să se întâmple acolo și da, am venit cu foarte multe sugestii și chiar cu ajutorul cu plannerul Made for Business pe care îți recomand să-l achiziționezi, să-l folosești dacă l-ai achiziționat, pentru că foarte mulți l-au achiziționat, au început să noteze în primele luni, să-și pun obiectivele și pe urmă l-au lăsat acolo pe raft sau țin pe masă pentru că o să vină, nu au timp să noteze tot acolo. Dar ce facem? Și zic, păi, dacă îți notezi 5 lucruri utile pe care le-ai făcut, care te-au distras de la a completa toate informațiile în planner, îți mai dau încă unul anul viitor. Și a spus, bă, ai dreptate, am pierdut timpul, ar trebui să ne ținem de lucrurile astea pentru că ele ajută. Și la început de lună, iar, îți revizuiești tu obiectivele personale, pentru că totul începe de la propria persoană. Business-ul este extrem de important, dar dacă tu nu ești fericit cu tine și nu poți să dai acolo tot ce se poate, nu o să funcționeze. Deci vezi, dacă vrei să schimbi ceva în alimentație, nu poți să intri într-un regim de la foarte strict. Eu am încercat de câteva ori, dar nu. Ce poți să te ții zilnic, ar fi super ok să vezi dacă să-ți dai un challenge timp de 30 de zile să îți implementezi un nou obicei, ar fi ideal. Și atunci poți să mergi și pe plan personal, dar și pe plan profesional. Să vezi, nu știu, ce ai vrea să-ți îmbunătățești, ce schimbări ai vrea să faci în business-ul tău, ce ai vrea să mai aduci la campanii, la comunicări în social media, vrei să intri pe o rețea nouă, vrei să faci 10 contacte noi, 10 influencer, micro-influencer sau o mulțime de lucruri. Și poți să începi să faci puțină ordine în jurul tău, nu știu, în camera de birou sau pe biroul tău, sau în agenda de telefon, sau între poze, pentru că ți-ai făcut o mulțime de poze de care nu ai nevoie, dar unde vreau să ajung cu partea asta de organizare, micro-organizare, că începi să îți dezvolți un obicei de a fi mai organizat. Și dacă pur și simplu începi să-ți faci curat în viața personală și în agenda și, nu știu, să te dezabonezi de la anumite newsletter sau să dai unfollow la anumite conturi pe care le urmărești în social media, discutăm imediat și despre social media și despre păcatul acestui fenomen,
căcat în ghilimele, pentru că sunt și lucruri ok. Să vezi că lucrurile sunt super, super ok și începi încet, încet să îți organizezi și mai bine partea profesională, adică business-ul tău și tot ce trebuie să faci acolo. Planificare, organizare și acțiune. Fără asta nu se poate. Și la numărul 4, băi, foarte multe lucruri nu se întâmplă întotdeauna cum vrem noi și de cele mai multe ori, știi ce se întâmplă atunci când lucrurile merg ok, merg bine și sunt rezultate și lucrurile, nu știu, pur și simplu simți așa că se învârt în jurul tău, zici, băută, datorită mie, m-am zbătut, am făcut aia, am făcut aia, eu sunt. Atunci când lucrurile nu merg ok, ce facem? Dăm vina pe cineva. Întotdeauna altcineva este vinovat. Partenerul, nu știu, cineva, universul, armata, societatea, oricine, dar nu tu. Acum, când se întâmplă lucruri de astea, fenomene ciudate, economice sau sanitare, lucrurile sunt într-o altă direcție, dar se întâmplă la toată lumea, nu doar ție. Acum, știi la ce mă refer? La a nu găsi vinovați atunci când lucrurile nu funcționează, să nu dăm vina pe altcineva, când știi că tu ai putut să faci lucrurile altfel sau ai putut să le faci mai bine sau pur și simplu ai ignorat anumite sfaturi, recomandări și informații venite de la altcineva. Și să-ți mai spun ceva, cum tu ești foarte prins cu toate acțiunile tale, cu obiectivele tale, cu planurile, cu implementări, cu planuri noi, idei și așa mai departe, vreau să spun că toată lumea este prins cu același lucru și uneori oamenii mai uită atunci când tu pui anumite întrebări și cineva nu îți răspunde, poți să faci cu foarte bun simț un follow-up să te asiguri că a ajuns mesajul unde trebuie și că cineva o să-ți răspundă sau o să te ajute cu informația pe care tu ai solicitat-o sau cu acțiunea pe care vrei să o facă pentru tine. Ideea este să nu renunți atât de ușor pentru că consecvența bate tot din punctul meu de vedere. Și am ajuns la numărul 5, unde îți recomand să înveți să te distanțezi de social media, de rețele sociale. Acum, din ce punct de vedere? Acum, nu mai putem să trăim viața fără rețele sociale. Ok, este normal. Doar că, să, nu știu, poți să-ți notezi cât timp petreci sau nu mai trebuie să-ți notezi, pentru că astăzi ecranele sau telefoanele ne arată cât timp am petrecut pe toate aplicațiile și să vezi cât timp util ai petrecut acolo. Bă, dacă ești în social media și te ocupi de business-ul tău și te uiți acolo peste rapoarte, nu poți să te uiți 3 ore într-o zi, dar dacă te uiți, în general, oamenii petrec tot mai mult timp pe rețele sociale. Pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube. Dacă te uiți în scop educațional pentru dezvoltare, este ok, pentru că găsești super informații. Dacă începi să fii atent la comentarii, să participi sau să crești gradul de interacțiune acolo unde este scandal și mult hate, lucrurile astea nu te ajută. Sau dacă ești foarte atent la tot ce se întâmplă acolo, iar nu te ajută, pentru că îți dai seama, te-ai uitat azi 5 minute, te-ai mai uitat mâine, te-ai uitat săptămâna trecută și la final de lună tu ai stat câteva ore să vezi practic ce au făcut alții care, crede-mă, nu au nicio treabă cu tine, nu sunt interesați de viața ta, de business-ul tău, de produsele tale și bă, este o super pierdere de timp și energie pe care ai fi putut-o consuma total altfel. Și da, ai fi putut să o consumi cu prietenii tăi, cu familia, cu persoana iubită, cu copiii, dar ai ales să faci altfel, pentru că este mai interesant. Bă, nu este interesant, este așa ca și ceva dulce sau ca și un drog pe care îl vrei din ce în ce mai mult și lucrurile astea nu sunt ok pentru tine. Încearcă să vezi dacă acțiunea respectivă se potrivește cu obiectivele tale personale și cele profesionale. Dacă ai petrecut foarte mult timp dând scroll sau uitându-te la conturi sau la persoane care nu te ajută, unfollow, blochează, așa mai departe, pentru că dacă tragi, te repet, dacă tragi timp și vezi cât timp ai petrecut acolo și te gândești la lucrurile pe care tu le-ai făcut, de care tu ești mândru, care au avut impact în business-ul tău, să vezi câte lucruri super mișto, super utile ai fi putut să faci în acea perioadă sau câte informații super mișto și super utile ai fi putut să descoperi, pe care să le aplici, care să dea un super impact în business-ul tău și în viața ta personală. Ideea este simplă, sunt 5 idei, sfaturi, recomandări, cum vrei tu să le iei, de care îți recomand să ții cont și putem face o recapitulare. Primul este partea financiară, să ținem banii sub control, pentru că se pot duce acolo unde nu ne gândim, să facem o rutină pentru seara, să vedem ce ar fi ok să facem seara. Da, trebuie să dormim bine, dar să fim eficienți, nu trebuie neapărat să stăm doar la televizor sau doar pe Netflix. Dacă lucrurile nu funcționează sau ai avut o zi proastă, da, poți să te uiți la un film mișto, la o comedie, dar să vezi cum stai cu timpul, să nu mănânci, să nu bei alcool, să profiți de fiecare zi de 1 a lunii, să-ți faci planul și să te ții de planificarea respectivă. La numărul 4, să nu renunți din prima, pentru că lucrurile o să se întâmple dacă
perseverezi și dacă mai faci un reminder, ceri ajutor, pentru că toată lumea este la fel de ocupată ca și tine sau mai ocupată. Și neapărat la numărul 5 să vezi să te distanțezi de social media sau să o folosești în cel mai eficient și util mod. Și dacă ai alte sfaturi, recomandări și propuneri, poți să-mi lași un comentariu cu părerea ta despre acest episod și până data viitoare poți să-l recomanzi prietenilor tăi. Sunt absolut sigur că unul dintre prietenii o să-ți mulțumească pentru că ai oferit astfel de informații în mod gratuit. Și până data viitoare poți să ne dai un like dacă ți-a plăcut acest episod și neapărat să ții cont să implementezi aceste sfaturi și să te uiți la alte materiale pe care noi le-am făcut împreună cu colegii, partenerii și echipa. Și dacă până data viitoare spor la acțiune și multă, multă sănătate!